Alături de noi în această dimineață este Valentina și Florin Mureșan. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! Bună dimineața și mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Așa de dimineață! De dimineață, da, da. Înainte de a intra în febra muzicală a Colindului, o să o întrebăm cu Valentina un pic despre ceea ce înseamnă Crăciunul, istoria Crăciunului și partea sărbătorii ce vine de la Daci, pentru că ea este pe nișa asta. Noi amândoi suntem, nu numai eu, dar știi că aici treaba cu Crăciunul și în general cu sărbătorile și cu Daci e o treabă foarte amestecată așa. Cert este că dacă noi ne-am apropiat de Daci și iubim pe Daci, bineînțeles că noi considerăm că totul vine de acolo. Și atunci și Crăciunul vine tot de la Daci. Tocmai am postat pe Facebook aseară câteva lucruri vis-a-vis de Crăciunul dacilor și de izvorul Crăciunului de la Daci. Și aș vrea ca lumea să cerceteze puțin, pentru că eu vin aici cu o sămânță pe care o să dez la voi în emisiune și lumea trebuie să o cultive acasă. Crăciunul este de fapt o sărbătoare a soarelui și toate sărbătorile astea ale iernii, începând de la Crăciun și până la Bobotează, sunt sărbători ale luminii. Pentru că automat noaptea începe să scadă, ziua începe să crească și bineînțeles că fiecare secundă în plus de lumină este o secundă câștigată pentru noi oamenii, că mai facem câte ceva în primul corect rând. Da? Ne trezim mai devreme. Așa. Da, vin de la Daci și chiar aș vrea să spun câteva lucruri vis-a-vis de Moș Crăciun. Probabil Florin va și cânta un colind ușor dacic, pentru că noi ne-am și apropiat pe latura asta de Daci. Moșul este în mentalitatea dacilor Dumnezeu. Moșul era asociat, era cel cu barbă albă și asociat cu divinitatea. Moș Crăciun șa de la masă cu Dumnezeu, cu Maica Domnului și cu toți sfinții. Ducea o altă abordare a celebrei legende. Da, și dacă veți asculta un pic vechile colinde unde se vorbește de cerb, pentru că astea nu vin de după Hristos, ci vin de dinainte de Hristos, ele au fost cântate tocmai să nu fie uitate și au rămas, au perpetuat în timp sub formă de colind. Se vorbește despre cerb și despre vânătorul care urmărește cerbul. Cine-i cerbul? Este omul bun. Și vânătorul întotdeauna există. Adică de atunci și până acum. A existat cât vânător. Și întotdeauna, da, să știți că și în colind există un trădător. Băi, ai văzut că aici ai dreptate. Balansul în univers trebuie să fie. Corect, ceva, da, așa. Prea mult balans până la urmă. Și Iuda așa a avut sensul lui. În urmă a desăvârșit calea lui Iisus. Corect. Ce era scris, era scris și trebuia împlinit. În orice lucru bun și un rău, știi? Sau în orice lucru rău și un bun. Mai important este să găsim partea pozitivă și din punctele rele, pentru că dacă e să facem așa paralele, fiecare experiență negativă ar trebui să te clădească înspre ceva pozitiv. Din experiența voastră, s-au mai păstrat tradițiile sau s-au transformat în ceea ce privește Crăciunul, colindele? Din ce vedeți voi pe umblați? Nu prea mai este cum era pe vremuri, zicem pe vremea noastră când eram copii, dar noi chiar simțeam sărbătoarea. Mai ales dacă aveam șanse să avem bunici pe la țară, cu siguranță ne prindeau zorii dimineții și încă nu ne întorceam spre casă de la colindat. Acum, din păcate, cred că nu mai este chiar așa din tot ce am văzut noi în ultima perioadă. Societatea a schimbat foarte mult. Se spune că în Maramureș și încă se mai păstrează. N-am ajuns acolo de sărbători. Mi-aș dori să văd dacă este așa sau nu. E un fenomen foarte interesant. O perioadă foarte mare de timp, să zic, undeva prin 95-96 și până prin 2006-2010, toate tradițiile au fost perimate. Ne-am preocupat mai mult intrarea în Uniunea Europeană, acolo, eu nu sunt fan în Uniunea Europeană, de aia și vorbesc așa, dar acolo s-au estompat un pic identitățile naționale și implicita noastră. Și s-au perimat colindele, în primul rând. Am cântat, am behăit pe unde am putut tot felul de lucruri, numai cele ce trebuiau cântate nu s-au cântat. Dar, fenomen foarte interesant, de vreo 3-4 ani încoace, lumea încearcă să recreeze acel moment al
colindatului și nu numai al colindatului. Vedeți că și de Paște au început să aducă în prim plan cântecul religios priceasna. De bobotează, se încearcă recrearea acelor momente tradiționale din etnografie, de exemplu, și de sânziene la fel. Erau niște lucruri foarte importante în poporul român și noi le-am abandonat. Eu tot timpul spun și atrag atenția, aveți grijă că bunicii noștri n-au fost proști. Absolut. Bunicii noștri au avut o inteligență care venea de dincolo de ei, inclusiv în construirea caselor, inclusiv în felul în care... Știți că bunicii noștri când tăiau porcul de Ignat, îl tămâiau? Da, erau treaba acolo. Acum la somează. Sau la somează. Și când tăiau lemne din pădure, cereau voie. Da, cereau voie pădurii. Deci erau niște lucruri care se făceau pe vremuri și noi le considerăm acum bazaconii, dar nu erau bazaconii și lucrul cel mai important, s-a pierdut esența fiecărei sărbători și asta e un handicap pentru poporul român, pentru că noi am avut cele mai frumoase sărbători. Niciun în lume nu există colind. Există cântece de Crăciun, corect, dar colind nu există. Dar pe de altă parte există totuși un pas pozitiv. Da, apropo de evenimente, tot mai mulți tineri își doresc să îmbrace, să zic așa, nuntirea în tradiție. Ceea ce zic că e ok. Nuntirea și botezul, da. Da, noi dacă avem trupa aceasta de ursire la botezuri, participăm la foarte multe în timpul anului și nu știu dacă ne cheamă pe noi neapărat pentru că și noi suntem tradiționali și ei își fac în mod tradițional botezul, dar foarte multe botezuri pe stil tradițional. Foarte multe în ultimul timp. Ceea ce e foarte bine. Ceea ce e foarte bine. Revin oamenii la rugăciuni. Da. Să sperăm. Avem trei colinde, nu? Da. O colindă și două cântece de Crăciun. E bine. O colindă și două cântece de Crăciun. Florin Mureșan alături de noi. Noi vă mulțumim mult în ultima ediție live de anul acesta. Ne revedem la anul. Sărbători fericite tuturor. Din partea noastră, tuturor de aici, de la Cea mai bună dimineață, a colegilor, cărora le mulțumim pe această cale. Și noi ne retragem și să ne vedem la anul cu bine, un an mai bun și Cea mai bună dimineață continuă și la anul tot aici la InfoHD. Mulțumim și noi!